cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni, un cafeaua de dimineață la Mesagerul de Neamț, în Piatra Neamț, în sediu săptămânalului Mesagerul de Neamț. Astăzi, în emisiune, un prieten al Mesagerului, poate singurul, știți că era expresia aceea, un prieten, poate singurul, un prieten al Mesagerului, care a venit în emisiune după o lungă absență, datorată, spune lumea, unor neînțelegeri la nivel înalt. Liviu Hrăbuș. Nu, era o bună dimineață, era o neînțelegere între noi doi, așa da? Auzit eu. Da. Bun, dacă era o neînțelegere între noi doi... Dar să satisfacție să le povestim că n-a fost nicio neînțelegere. Ba, hai, te putem pune o întrebare așa. Ce ați făcut în ultimele trei luni, domnul Liviu Hrăbuș? Era pe vremuri, știți? Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Dar eu să vă întreb, ce ați făcut, domnul Bălănescu, în ultimii 12 ani, la mulți ani, mesaje? Mulțumesc, mulțumesc. Am făcut asta. Deci atunci, acum 12 ani, ne apărea primul număr din seria nouă a Mesagerului, care număr era, zic eu, interesant. Pe prima pagină scria așa, mare, ca să vedeți cam ce scriam atunci. Pruteanu legiferează plagiatul. Și pe patru pagini... Asta era politică de anticipație, da. Pentru că după aia plagiatul a fost consacrat. Exact. Și uitați-vă, pe patru pagini dădeam, la vremea respectivă, pagina dintr-un document și pagina de pe care s-a plagiat. Bineînțeles că nimeni n-a luat nu niciun... Nu era vorba despre lucrarea de doctorat, nu? Nu. Încă n-ajunsesem acolo. Nu, era nu. Doar... Nici despre lucrarea cum să treci din partid în partid. Nu, era o lucrare, lucrarea de, cum se cheamă asta, de management, pentru managementul la Carmen Seculare. Era o doamnă acolo care, Dana Maxim se chema, și care a reușit după un timp să ajungă directoare la Carmen Seculare pe baza acestei lucrări plagiate după o lucrare de la Tulcea. Și s-a uitat să treacă, să se șteargă Tulcea în loc de Piatra de Neamț, etc., etc. Dar era frumos. Era frumos la vremea aceea. Dacă vreți să știți, ne putem distra văzând ce scriam atunci și ce se întâmplă acum. De exemplu, se scria în pagina 14 despre Champions League la Piatra Neamț, Via Porumboiu. Adică stadionul din Piatra Neamț. Stadionul a fost folosit, da, de către echipa de la Vaslui ca să... Putem face o legătură peste timp. Acum stadionul a fost folosit pentru promovare din Liga 3 în Liga 2. Aveam și alte subiecte foarte haioase, dar și foarte profunde. De exemplu, era o pagină, tare rău îmi pare că nu mai se scrie acum, opinii, întotdeauna 4-5 opinii, despre un subiect. Și atunci se scria despre sănătate. Și domnul Viorel Cosma scria reformă și pavaj, foarte tare subiectul atunci. Cine are boală pe sănătate, scria Dana Ostahie, inconsecvență, incompetență, irresponsabilitate. Scria despre sănătate Radu Năstasă, care era în sistem și scria la noi atunci. Și eu am scris Fabrica Morții. Apropo de Auschwitz, cartea despre Auschwitz, iar perioada asta era atunci când se desfințau spitalele. Roznovu, Bicazul. Care ulterior a fost redeschis. Și spuneam acolo, ce mai știm despre sănătatea din Neamț? Dacă cumva e un deja vu, te rog să-mi spui. O femeie naște în curtea spitalului din Bicaz, nu sunt medicamente suficiente pentru bolnavii de cancer, pentru diabetici, pentru cei bolnavi de SIDA, carnea din alimentație este o realitate, medicii de familie refuză să semneze contractul cu casa, șeful acestei instituții abar n-are ce se întâmplă în sănătate, era pus politic acolo, adică frățilă. Dar vrea să conducă totul, un președinte Consiliului Județean... Da? Nu s-a mai pus niciodată. Nu. După competență. Un președinte de Consiliul Județean cu ieșiri de dictator, care crede că dacă vrea, poate, dacă vrea și poate, obligatoriu. Deci, parcă nu s-a mai întâmplat asta după domnul Pruteanu. Da, puteți citi și că tot îl aniversăm pe Eminescu. De fapt, nu aniversăm. Deci, îl pomenim. Îl pomenim, că da. Va apărea în ziarul de joi despre Eminescu, Eminescu în Piatra Neamț. La Piatra Neamț.
textul aici. Nu s-a schimbat nimic. Vremurile alea. Nimic. Oare nu e vina fibrei poporului român? Nu știu. Eu știu doar că noi am rămas după 12 ani, scriem cam aceleași lucruri care scriem nu de 12 ani, că am mai scris prin alte cam părți. Cam 100 de ani. Așa, cam mulțumesc să rămână la fel. Vă aștept din urmă. Așa. Și lucrurile nu s-au schimbat. Acum, nu s-au schimbat lucrurile, dar s-au schimbat mulți oameni. Bine, între timp ne-am și digitalizat, a apărut și inteligența artificială. În curând o să vedeți că nu mai e nevoie să scriți articole, că o să fie scris automat, vor fi emanația inteligenței artificiale. Înțeleg că la săptămâna trecută copiii au voie la școală să folosească sistemul de inteligență artificială. Unde? În România? Și în școală. Da, în România. Este adică deja cum? Accesibil. Cum să-l folosească? Adică un sistem care generează până la urmă orice. Care generează cunoștință. Da, nu vă supărați. Perfectibil, e un sistem perfectibil. Nu vă supărați, închidă ăsta ca să putem discuta. Fără deci, inteligență artificială. Deci, nu e nevoie la noi, de la român, de inteligență artificială. De exemplu, în învățământ, nu avem nevoie de inteligență artificială. Avem, noi avem un, cum se cheamă, chatbot, sau cum se cheamă ăsta? Chatbot, da. Se cheamă Decaghinion în învățământ. Decaghinionul. Deci, dai, te listezi la Decaghinion și întrebi. Dom'le, cum a crescut reforma în învățământ? Cum s-a dezvoltat reforma în învățământ? Și că am nevoie de așa? Și că nu, zici, nicio problemă. Dați bacul, vă echivalem notele din clasa a șaptea la bacalaureat. Că fac profesorii grevă. What? Da, e o soluție de compromis în condițiile în care... Nu, soluția de compromis este doamna Deca. Îmi pare rău. Deci în învățământul românesc, soluția de compromis e doamna Deca. Doamna Deca, un demn urmaș a domnului Băsescu, apropo... Era să vă întreb cine e doamna Deca, dacă v-am dat seama. Doamna Deca. Este ministrul învățământ. Care a dat jumătate din unitatea de măsură a reformei în învățământ. De ce e Deca Ghinion? Pentru că na, toți profesorii au vrut și ei să-și ia câte 4-5 case. Și li s-a spus atunci că e ghinion. A fost întrebat domnul președinte Iohannis, domnul Iohannis, ca să nu greșim, nu știm dacă este încă sau nu președinte, dar putem afla. Dacă... Bun, este președinte pentru că a fost ales președinte. Așa. Și el a spus, domnule, cum ați ajuns să aveți 4-5-6, nu mai știu câte case are. Și a zis, domnule, am făcut meditații. Bun, dar și alții au făcut meditații și în alții apar. Ghinion? E, și atunci avem această unitate de măsură pe care o luăm și o punem pe sistemul de învățământ. Da? Și ce observăm? De exemplu, avem profesori în grevă și de cât timp? De trei săptămâni. Și ieri ieșea un domn, nu mai vreau să pronunț numele, că nici mai știu funcția asta, și spunea, domnule, noi tot ce am spus, tot ce am promis, am făcut. Și am avut curiozitatea să iau toate declarațiile de la începutul grevei până acum și ale domnilor respectiv și ale domnilor de la sindicate. Și cu bifa în mână, știți, așa, ca la plagiatul ăsta. Vezi, aici să spui. Și dai așa și spui, asta au făcut, au promis, da, au făcut-o, nu. Asta au făcut-o, nu. Asta au făcut-o, nu. Și atunci stau și mă întreb, ce se întâmplă în țara asta? Vă ascult pe dumneavoastră că știți mai multe ca mine. Nu știu, chiar dacă sunteți mai tânăr ca mine cu un an. Nici măcar un an. Da. Cred că problema învățământului în România nu se va rezolva acum, odată cu drepturile firești și legitime ale profesorilor de a avea salarii civilizate, pentru că nu poți să ceri performanță atunci când performanța nu este plătită. Că de multe ori performanța este recompensată doar din spre politic către anumite poziții, inclusiv în învățământ. Și avem cazuri la îndemână de conducători ale instituțiilor de învățământ care politizează sistemul. Chiar la Inspectoratul pentru Învățământ, Inspectoratul Județean. Nu cred. Nu. Nu mi-aduc aminte să fi renunțat la politică persoana care conduce inspectoratul. Nu cred că a renunțat la politică. Nu se ocupă de administrație. Și nu cred că se ocupă de administrație. Nu cred că ocupă acea poziție doar pentru că
are super calități profesionale. Dar lucrurile sunt mult mai grave. Aici avem o problemă de sistem. Sistemul de învățământ din România a fost grevat de, dincolo de partea economică, a fost grevat și poate tot pe un suport economic de partea de dotări în școli, de modernizarea învățământului, de calitatea profesională a cadrelor didactice, bineînțeles nu putem generaliza. Pentru că am să vă spun ceva, cine a făcut treabă și a fost profesionist pe salariul la mic, va fi și pe salariul la mare. Cine n-a fost profesionist și va avea un salariu mare, va fi la fel, adică neprofesionist. Avem, prin evoluția societății și prin, până la urmă, alienarea socială, avem profesori care nu reprezintă nici exemple pentru elevi. Avem elevi extrem de violenți, needucați, care vin cu aceste tare din familie și sunt niște realități cu care ne confruntăm. Avem bullying-ul în școli, care a afectat din punct de vedere intelectual și psihologic copiii. Avem victime ale bullying-ului, avem realități. Realități pe care le acoperim, pentru că atunci când vedem o grevă de 3 săptămâni, ok, profesorii, repet, legitim își cer drepturile, pentru că un profesor stagiar cu un salariu de mizerie nu, 2300 de lei în mână, 2300 de lei, 400, hai. Nu poate performa. Nu poate performa pentru că, ca orice profesie, și în învățământ ai nevoie de o formare profesională continuă, ai nevoie de tot felul de gadget-uri cu care să ajuți procesul didactic. Dar, repet, nu vom rezolva, să sperăm că astăzi, la ora 10, se va rezolva măcar problema salariilor, vom înceta greva care impactează foarte puternic și viitorul copiilor, mai ales a celor care astăzi au de dat examene, examenul de BAC, examenele de capacitate. Și cred că se rostogolește așa răul și va fi și mai rău dacă nu va înceta greva în condițiile, știu ce o să-mi spuneți, în condițiile în care guvernul acceptă propunerile sindicale. Nu, asta vreau să vă spun. Deci greva asta a început dintr-un motiv destul de simplu. Nu s-a... Deci după negocierile cu prietenul dumneavoastră Câmpeanu, fostul ministru, după care a venit doamna de la Marină. Nu știu cât de bun ministru a fost, dar pot să vă spun de Câmpeanu că este un profesor foarte bun. Pe vremea aceea s-a discutat, s-au făcut negocieri apropo de grila de salarizare unitară a bugetarilor. Și atunci s-a negociat așa, domne, profesorul debutant să plece de la salariul mediu pe economie. Da. S-a bătut palmă și în momentul în care au început să apară principiile acestei legi, lucrurile astea au dispărut. De aceea a pornit greva, că lumea nu prea știe exact de unde a fost și de acolo a pornit. Dar dacă stai de vorbă cu profesor sau dacă ai acces pe grupurile lor de discuții, o să vezi adevăratele probleme din învățământ. Cele structurale de care vă spuneam. Cele structurale, dar și celelalte. Dom'le, s-a ajuns într-o situație în care lumea este disperată și nu este disperată pe ce se vede la televizor. Acea prevedere absolut stupid pusă în aplicare cu finanțarea per capita de elev a făcut să dispară școlile de la țară. A făcut să dispară. Deci lumea, da, nu mai sunt copii. Nu este adevărat. Copiii învață la școlile din oraș. A început să se destructureze unități de învățământ, cum ar fi liceile agricole, exact, de exemplu. Exact. Școli profesionale. Lucruri de care avem nevoie, pentru că astăzi ne confruntăm cu o forță de muncă necalificată în aproape toate domeniile. În toate domeniile și cu o mobilitate a forței de muncă cu care noi nu ne-am mai confruntat. Adică sunt oameni care într-un an de zile, deși au studii universitare, își schimbă locul de muncă de 10 ori. Și la ce am ajuns cu această aberație? Avem școli în orașe cu clase supraaglomerate,
clase supraaglomerate. Da, pentru că acolo e acele clase, acolo apare super performanța. Pentru că foarte mulți din comune vin la școlile din Piatra Neamț și vă dau un exemplu, cea mai aglomerată școală este școala 2, care performează, care face lucruri, cum zic eu, și care este supra-solicitată. Bun. Nu poți, în același timp, în momentul în care investești și finanțezi învățământul, nu poți doar o școală super aglomerată. Aici este doar problema. Aia poți finanța. Aici e problema. Lucrurile sunt mult mai complexe. Nu vom rezolva problema învățământului în România doar prin mărirea salariilor. Este o componentă. Nu, aici trebuie cu adevărat o reformă, dar nu fiecare ministru vine cu reforma lui. Trebuie discutat, nu da, cu... De aici a plecat și programul România Educată a președintelui, care vedea reforma unică și nu, așa cum spuneți dumneavoastră, fiecare ministru mai vine cu câte o idee. Dar nu s-a schimbat pentru nimic în România Educată. Partea de educație, în primul rând, eu consider că banii băgați în educație nu înseamnă cheltuieli, înseamnă investiții, pentru că de la educație pleacă toate. Noi avem probleme în societate din cauza lipsei de educație și din cauza alterării sistemului de educație. Dar, repet, nu vom rezolva problema sistemică doar prin mărirea salariilor. Cred că avem nevoie de reforme profunde atunci când vorbim despre educație, atunci când vorbim despre sănătate. Fără reforme profunde nu vom face nimic. Nu uitați că avem școli în care s-au băgat milioane de euro care azi stau goale, care nu mai au elevi. Nimeni nu poate, că vorbim de predictibilitate, nimeni n-a putut preveni ceea ce se întâmplă cu mobilitatea și cu faptul că foarte mulți oameni cu probleme materiale, mai ales din zona rurală, au emigrat. În acel moment, școlile au rămas fără copii. Profesorii încearcă să mai improvizeze cifre pentru a rămâne cu un loc de muncă și cu un salariu. Dar, repet, fără o reformă profundă, educația nu își va rezolva problemele, iar un popor care nu are un sistem educațional corect și eficient nu poate evolua. Da, eu vă spun că problemele sunt și mai multe, alea care nu se văd. Vă dau un exemplu. Acum vreo lună și ceva, un profesor dintr-un oraș, de la un liceu din județul Neamț, mergea cu mașina pe stradă, într-o zonă în care erau camere de supraveghere. Apare o mașină, îi blochează drum în trafic. Îl blochează în trafic, coboară un individ, se duce, profesorul era cu doi copii în mașină, mici. Se duce la el și zice, bă, îți par capul, îți fac aia, de ce ai pus absentul băiatul meu la ore? La care ăsta spune, au lipsit, de aia am pus absent. Și ce? Cine îți dă voie ție să-i pui absent? Îți iau gâtul. Bun. Omul s-a dus la poliție și a reclamat. Știți ce s-a întâmplat? Polițistul a început să-l întrebe. Dar de ce te-ai comportat așa la clasă? Dar de ce ai făcut așa? În loc să-l cheme pe ăla care a intrat în trafic și a blocat traficul, să-i o amendă și după aia să-l ia la întrebări, îl ia pe ăsta la întrebări și o trecut deja o lună și ceva și omul tot timpul întreba, dom'le, dar nu te împași cu ăla? Păi, dar ce i-am făcut eu? Eu l-am blocat în trafic. Iar la ore, știți ce se întâmplă? Toată clasa respectivă, când intră profesorul, stă cu telefoanele și îl filmează. Deși ei n-au voie să facă treaba asta, iar dacă profesorul îi filmează, automat le încarcă drepturile. Corect. Păi ăsta este învățământ. Nu. Și asta, asta este rezultatul lipsei de educație. Și asta pentru polițist, și pentru părinte, uneori și pentru profesori, uneori. Sunt și profesori care au ei probleme comportamentale. Dar, repet, nu vom face reforma în educație astăzi, când justificat se măresc salariile profesorilor, pentru că nu va rezolva acest lucru problemele sistemice. Acum să discutăm despre grevă un pic altfel. Mă rog. Nu vi s-a părut așa că în zona aia, unde e guvernul, la Victorie, în zona Victoriei, este un, așa un parfum specific în perioada asta? Să mustei. Nu de tei. Nu de tei. Un alt parfum. De când s-a radicalizat greva și liderii de sindicat au pierdut controlul
Și vă spun că au pierdut controlul în teritoriu, dacă ar fi senzațional. Dacă ești atent, într-adevăr, la declarațiile liderilor sindicali, da, care nu știu dacă au întotdeauna aceeași agendă cu întreaga profesie, cu masa... Mie mi-a spus un profesor care a trecut prin zona Victoriei. Și zice, doamne, a început să miroase canalizare pe acolo. Și a spus altfel, a grup social. Zice, cred că pe acolo au început să aibă loc niște procese interesante, stomacale, ale membrilor guvernului. Nu vi se pare că greva asta a stricat niște... sau a... Nu cumva această grevă a fost dirijată în așa fel încât să acopere și anumite, să spunem, fapte de vitejie politică? Păi, cel puțin la început și eu m-am gândit așa. După care ea a fost scăpată, sau mă rog, aparent scăpată de sub control. Ar fi prima dată când o mișcare profesională, sindicală, patronală este dirijată politic? Nu, dar ar fi pentru prima dată când este confiscată o astfel de mișcare. Dar este pentru că, în general, mișcările sociale sunt dirijate și apoi confiscate politic? Nu, dar este pentru prima dată după foarte mult timp când, dacă nu te gândești la lucrurile astea, că Nistor de la nu știu unde are nu știu ce afacere. Nu trebuie să folosim nume proprii, da, pentru că profilul e același. Așa, deci, dacă nu te gândești la asta, îți dai seama așa uitându-te că, băi, parcă nu s-a mai făcut rotativa la timp. Parcă acum se așteaptă semnătura pe acordul de încetare a grevei. Din potrivă, dacă mă întrebați, nu întârzie deloc. Că dacă astăzi, dacă o luăm așa, astăzi se va întâmpla rotativa. Da? Dacă deci, se încheie greva. Cine și-a dorit să grăbim rotativa? Să vină PSD-ul în locul PNL-ului? Cine? Păi cine? Păi nu știu. Păi cine își dorește să vină? Unul pleacă, unul vine. Ăla care vine... Păi da, ăla care pleacă, ci că și rămâne. Rămâne în ce sens? În guvern. Domnul Bălănescu. Știți, de fapt, avem așa o... Cred că e o problemă de orgolii și de interese directe, indiferent cum se cheamă partidul sau indiferent cum se cheamă o organizație politică. Gândiți-vă că, până la urmă, rotativa ce înseamnă? Se schimbă primul ministru. Dar primul ministru va fi, din punct de vedere politic, într-o coaliție. Pentru că puterea nu dispare în momentul în care se schimbă doar un nume, primul ministru. Primul ministru fără coaliție, păi gândiți-vă că are jumătate din guvern, oricare ar fi prim-ministru, are din trei partide, câte sunt acum în guvern. Nu vedeți că, de fapt, războiul, uitați-vă la UDMR, adică UDMR-ul punctează ca de obicei și alege ministerele cele mai profitabile. Și spune așa, noi vrem dezvoltarea, da? Noi asigurăm, în primul rând, noi asigurăm echilibru politic în România. Noi asigurăm stabilitatea politică și economică în România. Păi când îți spune asta UDMR-ul, nu contează valoarea sănătatea mentală și sănătatea mentală a membrilor guvernului și fizică. Pentru că pe vremuri... Sănătatea este la nivelul la care este... Pe vremuri, bărbații erau trimiși la bordeluri ca să-și revină după anumite chestii. Se rezolvă probleme hormonale. UDMR-ul rezolvă problemele hormonale ale guvernării României. Să știți că nu există doar hormon sexual, există și altfel. Păi, dar nici nu m-am referit la ea sexuale. Păi, dacă vorbeați de bordel, la ce v-ați gândit? Nu, am făcut o comparație. Nu contează clădirea, contează ce găsești în clădire. Alea se chemau la vremea aia curve. Acum se cheamă lucrătoare comerciale în salubritate. Deci, UDMR-ul, din punctul meu... Din punctul meu de vedere, UDMR-ul a fost o curvă politică de foarte mult timp în România. Acum nu mai este. Da, dar o curvă politică într-un mediu de prostituție. Absolut. Pentru că altfel nu putea performa. Absolut. În sfârșit ajungem la ce adevărată problemă a României. Da, da, e problema întregii țări. Da, aici e. Pentru că uitați-vă pe, în primul rând, nivelul de participare la vot, care scade. Eu înțeleg, scade neîncrederea în clasa politică. În toată lumea există chestia asta. Dar oamenii trebuie să înțeleagă că fără partide politice nu avem democrație.
vrem să fie, să avem un Putin, ok, hai să stabilim care e Putinul potrivit pentru România și ne luăm un Putin. Și după ce spunem toți iahol. Și după care nu mai spunem nimic. Adică toți te muți. Nu spunem, am înțeles. Nu mișcă nimeni în front. Da? Ne dorim asta, nu mai vrem democrație. E adevărat că e puțin paradoxal, adică democrația ne aduce, din păcate, niște fapte care ne impactează viața de zi cu zi și economic și mai nou, din ce în ce mai mult, psihologic. Nu uitați că am trecut printr-o pandemie care și aia a afectat structura psihologică și chiar... Unii spun că nu numai aia psihologică. Și exact. Și când vorbim despre sănătate fizică, despre patologii de tot felul. Și mai ales patologii din zona neuropsihică. Toate lucrurile astea, la un loc, ne duc spre lehamite și la absenteism atunci când vom avea alegerile. Gândiți-vă că vom avea, eu sunt îngrozit, 5 runde de alegeri. La 5. Nu vor fi comasate. Este exclus pentru că sistemul democratic nu recomandă comasarea alegerilor. 5 runde. Sunt convins că după 5 runde românii vor fi epuizați. Nu, eu cred că românii vor fi fericiți. Vom alege cei mai buni oameni eu stau și pentru cele mai bune societăți posibile. Da, se spune că, de fapt, până la urmă, conducătorii sunt imaginea clară în oglindă a conducătorilor. A alegătorilor. Mă îndoiesc că întotdeauna este așa atunci când vorbim despre nivelul de participare la alegerile electorale. Avem o problemă noi cu noi. Poate că ar trebui fiecare, din păcate, vedeți, și pandemia a accentuat izolarea socială. Oamenii au devenit din ce în ce mai egoiști, pe bună dreptate, pentru că s-au delimitat și s-au izolat social pentru a se proteja. Pentru că simt o mare presiune socială. Uitați-vă ce face inteligența artificială. Face bine. Adică, în curând, dumneavoastră o să stați acolo la birou și o să spuneți, o să vorbiți cu calculatorul, cu Siri, și o să-i spuneți, azi vreau un articol despre corupție. Și Siri o să vă scrie un articol despre corupție. Bine, da, pot să dau și nume? Bineînțeles. Și o să-mi scrie cu numele alea? Bineînțeles. Aia e participarea, nivel de participare în elaborarea unui document cu care veniți să-l personalizați. Și îl semnează Siri, nu? O să semnați Siri Bălănescu Valentin. Mă rog. Apropo că spuneați că dacă vrem un Putin, să luăm un Putin. Poate ne luăm un rege. Știți care e problema? Uitați că a venit regele Charles. Pe gluma aia, știu, gluma, uite cum l-a primit la Cotroceni, regele Charles pe Iohannis. Am văzut. Da, așa, dar nu, alta e gluma. În Ardeal, acum se spune că așa, a venit domnul rege Charles în Ardeal, s-a dus la domeniile domniei sale acolo și a făcut efortul acela care l-a făcut și la Cotroceni. La Cotroceni n-a vorbit, nu știu cum. S-a dus aici, unde s-au întâlnit și a spus... În românește. Mă bucur să vă cunosc. Și s-a răspuns foarte frumos. Eu n-o pot chivanoc. Știți? Apropo de simbolistică, de faptul că iubește Transilvania foarte mult. Cel mai bun prieten al lui este un conte. Are un nume mai ciudat așa pentru noi românii. Da, chiar dacă are un nume ciudat... Dar este un român neauș. Ca și UDMR-ul. Pot să vă spun doar că uitați-vă cum arată moșiile la vechi ale grofilor din Covasna, Harghita. Da, ele au fost renovate. Dar oare de ce? De ce? Pentru că au venit și au investit în ele. Nu. Pentru că statul român, în marea lui dărnicie, a avut grijă să returneze niște bunuri și să ofere despăgubiri pentru niște bunuri care erau deja despăgubite odată. Bun, astea sunt cazuri punctuale și... Nu, sunt majoritatea dintre ele s-au întâmplat așa. Majoritatea. În condițiile în care, dacă ne uităm în partea ailaltă, peste Tisa, nu s-a întâmplat așa. Acolo populația... românească este o raritate, nu mai există practic, nici măcar
în zona aceea, Giula sau cum era, nu mai vezi români. Iar noi suntem un exemplu de democrație față de naționalitățile conlocuitoare, în condițiile în care ele sunt nemulțumite și zi de zi... E dreptul lor să fie nemulțumiți. Absolut. Agresivi în a-și obține drepturile. Absolut. Dar cine oferă, conferă aceste drepturi are o problemă. Pentru că, până la urmă, vorbim despre cei care au dat, nu despre cei care au luat. Și întotdeauna... Depinde cine dă, nu e prost cine ia. Noi am dat la toți deștepții ca să ne dovedim nouă că suntem buni, nu, proști de buni. Vă repet, cei care asigură balanța, echilibru și au asigurat mereu au fost cei de la UDMR. Pentru că au făcut asta, astăzi au vorbit cu un partid și au zis eu vreau aia, mâine au vorbit cu el, eu vreau aia, dacă vreți voturi, să vă asigur majoritatea, păi primim aia și aia. Dar cred că lucrurile pleacă cu mult timp în urmă, pentru că până la urmă de mereu este un ONG. Da? El nu e un partid, este construit pe principii etnice. Deci... avem și Partidul Romilor, Partida Romilor, la fel reprezentată. Deci, mi-aduc aminte de o vorbă a unui politician celebru către domnul Otilo, parcă e șeful de, ONG-ului UDMR la vremea aia. Otilo sunt toți. Deci, măi dragă, măi, trebuie să asigurăm stabilitatea în România. Exact. Măi dragă, măi. Deci cred că de pe acolo ni se trage. Pentru că, ce nu știu, eu am fost deputat. Ce nu știu foarte mulți cetățeni din România este că acolo totul se negociază. Chiar dacă se încalcă principii a unei formațiuni politice, și vă dau un exemplu. Vorbim în fiecare zi despre... Avem în legume, în piață, insecticide, pesticide, factori de creștere, de coacere, care sunt toxice și care ne ucid. Dar în același timp vă spun despre legislația care mă interesează. Legea privind organizarea și funcționarea profesiei de medic veterinar, controlul asupra medicamentului de uz veterinar, care este mult mai toxic medicamentul, pentru că îl ingerăm prin toate produsele și subprodusele de origine animală, este luat din coordonarea și din controlul medicului veterinar. Orice comerciant va putea comercializa medicamente. Medicamente care nu mai trebuie să explicăm ce impact au. Vorbim aici despre excesul de antibiotice pe care le ingerăm prin lapte, pentru că nu o să știe niciodată proprietarul de animale care e perioada de înjumătățire după, cât timp are voie să comercializeze sau să consume produsele și subprodusele de origine animală. Deci lucrurile se întâmplă acum, zilele astea. Despre asta vorbim. Și negocierile se fac așa cum se fac pentru toate legile. Tu votează cu mine, că am eu un interes, că eu controlez industria farmaceutică veterinară sau tot ce e interes Big Pharma. Da? Eu credeam că s-a terminat epoca Dragnea. Nu, s-a revenit. S-a revenit? S-a revenit, da. S-a revenit cu aceleași idei din vremea Dragnea, când știți bine războiul meu cu Dragnea, apropo de controlul medicamentului de uz veterinar în România. Bun, amintați despre lucrul ăsta cu... excesul de medicament, lipsa controlului în piețe. Spuneți-mi și mie, care națiune civilizată din țară... Control se face în piețe. Stați liniște. Da, bine, controlul se face, controlul dar la... Controlul se face non-stop. Cum? Eu vorbesc... În baza simțurilor, organul leptic, adică gust, miros, e mult mai simplu decât să folosești un laborator dacă l-ai și pe ăla. Dar trăim în epoca în care avem nevoie de laboratoare care să deceleze aceste substanțe și mai ales în alimente. Pentru că... Câte laboratoare avem în țara asta? Eu din câte știu, foarte puține. Aici vorba și de nivel și de competență. De nivel de competență, de faptul că unele sunt laboratoare de referință europene, adică sunt acreditate de către instituțiile europene. Dar, de exemplu, în medicina veterinară, care de altfel se ocupă și de siguranța alimentelor, sunt cele 41 de laboratoare județene, care unele dintre ele sunt într-adevăr foarte performante. La nivel național avem 3 institute naționale
de control, care se referă pe igienă, sănătate animală, cele care se referă la produsele alimentare, cele care se referă la controlul medicamentelor de uz veterinar. Sunt trei institute naționale de referință. Avem Larex-ul, pe care cu siguranță l-ați văzut și mulți l-au văzut, care este o ruină. Larex-ul, care e laboratorul de stat, care ar trebui să fie cel mai important laborator în România. Dar avem și institute private, laboratoare private, care încearcă să performeze și să intre în competiție cu cele de stat, dar întotdeauna când intri cu statul în competiție, vei pierde această luptă pentru că nu poți face față intereselor și productivității. Eu vă întreb statului. Așa, merg acum, mă duc, văd niște roșii care, bine, cel care mai cultivă mai știe care diferența. Le iau, le duc la... Unde mă duc eu cu ele? Mă duc la protecția consumatorului, da? Nu protecția consumatorului. Nu, mă duc la ei să reclam, domnule, astea nu sunt roșii. Reclamații, așa. Vă trimit la un laborator. Ei mă trimit la laborator. Unde? Vă trimite la DSVS. La și DSVS-ul mă trimite... Dacă are competențe pe... Nu, întrebarea e în cât timp primesc un răspuns? A, durează, bineînțeles. Depinde de substanțele care sunt vizate. Atunci când vorbim, de exemplu, despre germeni, când vorbim despre bacterii, virusuri... 7-8 zile cel puțin. 21 de zile. Dar atunci când vorbim de performanță, calitatea aparatelor care fac determinări, de exemplu, pentru organisme modificate genetic, pentru pesticide, perioada este mult mai scurtă. Ar trebui să fie mult mai scurtă. Există teste rapide, care fac în 10 minute. Depinde ce analiză vizezi. Dar există interesul? Păi nu există niciun interes. Nu există. Poporul român consumă în continuare pentru că în Statele Unite nu există protecția consumatorilor. Acolo există ONG-uri, într-adevăr, care promovează, care educă, informează, pentru că până la urmă ce ne interesează? Să informăm populația, să o educăm. Ei, acolo... Când apare pe alerta rapidă, respectiv pe tot ce înseamnă social media, că un produs este toxic, este dăunător, nimeni nu mai cumpără produsul ăla. Deci ei mor să fie sancționat. Ei se feresc să apară pe așa ceva pentru că... Da, dar n-au ce face. Pentru că puterea fiind la oameni, n-ai cum să controlezi 1 milion de oameni. Și în momentul în care 1 milion de oameni îți... taxează produsul și îl consideră ca fiind un produs toxic, nu ai cum să controlezi 1 milion de oameni. Ăsta este un sistem democratic. Ăsta este un sistem care funcționează. Nimeni nu poate cumpăra pe nimeni. Nimeni nu poate interveni la o instituție pentru că stați liniștit că sunt probe care se măsluiesc și care favorizează anumite companii atunci când este cazul. Nu uitați celebre scandaluri cu, nu știu, pesta porcină africană sau cu gripa aviară sau cu o banală salmonela la ouă. Acolo, de fapt, câțiva băieți deștepți controlează piața taxând, amendând pe unul sau altul. Nu 1 milion de oameni, așa cum vă spuneam că se întâmplă în Statele Unite. La ei, așa, la noi se cheamă Consiliul Concurenței. Nu Consiliul. ANPC-ul, pentru că Consiliul Concurenței de obicei se ocupă să avem o activitate concurențială liberală și corectă, dar și Consiliul și ANPC-ul este de multe ori păcălit de realități. Bun, deci imaginea așa pe care am reușit noi să o facem aici este cam așa. N-avem învățământ reformat. N-avem sisteme de protecție pentru populație când vorbim despre alimente, animale pe care le creștem. În zona politică totul se negociază. Da, e o caracteristică a zonei politice care e în toată lumea. Adică asta înseamnă politică. Bun, se negociază. Problema adică... este că nu se negociază în folosul populației. Domnul Bălănescu, noi am spus mai devreme că toate partidele sunt compromise și că avem nevoie
de un tătuc, de o dictatură. N-am zis că avem nevoie. Am întrebat. Da, și eu am răspuns că da, și vă spun așa. Cred că avem nevoie de dictatura legii. Dacă am avea dictatura legii și legea ar funcționa și ar fi aplicată și ar fi implementată, pentru că de multe ori sunt domenii în care, domnule, dar nu avem legislație. Bă, o avem. O avem și la nivel european, dar știți cum? Noi folosim justificând măsurile de transpunere a legislației europene în România, le justificăm, domnule, suntem membri UE. Dar suntem membri UE numai când ne convine și când nu ne convine, nu mai suntem membri UE. Deci dacă putem jongla așa cu legislația fără a avea o aplicare corectă a legislației, asta e. Bun, noi știm cum să aplicăm legislația. De exemplu, citeam zilele trecute despre un om reținut datori în urmărire internațională pentru că a făcut un jaf armat în Italia. Și a fost reținut de poliția română și îl returnează acum acolo ca să-l judece ea în Italia. Este un model, nu, de aplicare a unor legi europene. Și italienii le returnează modelul ăsta. Noi am condamnat... Nu, ne returnează mulțumiri pentru faptul că am mai trimis un donator pentru economia italiană. Mai mulți donatori. Am zis așa... Mai mulți donatori. Și nu numai atât, a crescut și turismul la Bari. Deci dacă stai să faci o analiză... Cred că jumate din populație nu știa unde e Bari. Acum toată lumea vorbește doar de Bari. De Bari, dar se duc acolo să ia lumină. Da, ar trebui să vorbim despre Bari, la bare, ca să... La bare, nu? La bare. La bare, da. Deci, legea spune așa. Un președinte de Consiliu Județean și lider de partid este condamnat la... Deci nu mai știu acum cât are, 6, 3, 5, 7 ani. Nu mai contează. Pe trei infracțiuni din care una prescrisă, da? Trei. Legea românească l-a protejat, i-a protejat drepturile până în străfundul lor. Adică, domne, nu îl lăsăm să se plimbe după ce a fost condamnat în primă instanță, îl lăsăm să mai stea, adică nu îi punem o interdicție, că vezi, drept omului să plimbe, că așa e legea. După care... No, legea este interpretabilă. Bine, da? Nu, dar interpretabilă pentru în folosul... Se spune în spiritul și litera ei. Așa. Da, iar în spiritul legii e interpretabilă. În sensul în care acolo există și o asemenea formulă. Deci e cam bancul ăla, știți? În principiu, legea este bună. Da, în realitate, avem un infractor care a plecat, condamnat și stă într-o țară democratică unde a creat un pol de turism, un OM, cum se cheamă astea? OM... Managementul destinației turistice. OMG. OMD. Deci, cel mai tare OMD creat de un nemțean este de Ionel Arsene la Bari. Pentru că a crescut fluxul acesta turistic acolo cu oamenii... Poate ne întrezim că o să-l facă cetățean de onoare la Bari că a crescut fluxul turistic. N-ar fi de mirare. Eu zic să facem o propunere primăriei din Bari. Da, eu aș propune altceva, sincer, o înfrățire. Cu Piatra Neamț. Cu Piatra Neamț, pardon. Nu, și cu Piatra Neamț cu Bari. Nu poate să fie la nivel de oraș, trebuie să fie la nivel de județ, pentru că altfel ar fi subclasat ca și poziție. De ce? Nu, ar fi frumos să ne înfrățim cu Bari și primul schimb de idei e să fie pe sistemul judiciar. Acolo o întâlnire între judecătorii de la Neamț cu judecătorii de la Bari sau din regiunea aia, cum se cheamă acolo, cum poți să fii alături de infractori. Da, ce să zic, n-aș vrea să mai comentez subiectul ăsta pentru că e un subiect super comentat. Dar nu, care, dar nu care, e super comentat. Da, ba da, și care nu duce la niciun rezultat. Pentru că ba da, eu vreau să învățăm din experiența italiană. Credeți că astăzi nu mai avem niciun președinte în Consiliul Județean care fură în continuare și care are în activitatea zi cu zi fapte penale? Și vedeți de unde vine lehamitea la oameni? Oamenii spun așa, se vorbește, avem judecători, avem justiție. Și ce s-a întâmplat? A luat, a plecat, e bine, mersi, și noi discutăm.
Cred că îi dăm prea multă atenție. Hai să mai avem răbdare. Acum vreo 2 ani jumătate scriam în Mesager, o colegă scria despre un caz, l-am găsit noi pe portal. Un amărât din Roman a încercat să fure o cutie cu cafea, dacă nu mă înșel, era Iacobs. Fac reclamă. Bun, acum și a fost prins. Fapta se pedepsește, valoarea prejudiciului. Nu, stați că n-am ajuns acolo. A fost prins de paznic. Deci, practic, i s-a confiscat de paznic cafeaua. Bineînțeles că ei au raportat. I s-a făcut dosar penal cu celeritate, pentru că nu poți o asemenea faptă de o asemenea gravitate să o lași nepedepsită. I s-a dat o pedeapsă. Omul n-a avut avocat și era de o condiție intelectuală mai precară. Trebuia să aibă unul din oficiu. Am și publicat atunci câți bani a luat avocatul din oficiul meu. Și s-a dat o pedeapsă, el o amendă sau ceva, n-a plătit-o, că nu mi s-a spus, sau poate n-a avut de unde, și s-a transformat în zile de închisoare. Vreo 80 de zile, parcă, sau ceva de genul ăsta, de închisoare cu executare. Așa e legea pentru amenda penală. Așa. Foarte frumos. Deci omul ăla, pentru un fupt care n-a fost dus până la capăt, a primit închisoare cu executare. Da, înțeleg că și prietenul nostru a avut aceeași problemă, deci a produs un prejudiciu de vreo 40.000 de euro, doar atât, și că ar fi fost recuperați. Eu n-am nicio problemă. Păi atunci problema mea este că l-aș dori înapoi, că el este regretat de toată lumea, inclusiv chiar și de noi este regretat, pentru că s-au împuținat subiectele. E un subiect spumos, dar vorbim de justiție. Gândiți-vă, v-aș povesti că am trăit, aș putea spune, pe pielea mea, apropo de retrocedări și apropo de oameni care au avut procese de peste 15 ani și au murit cu procesele nefinalizate, doar că au avut și ei o casă sau au avut un teren pe care au cerut să le fie retrocedat. Uite că... Au venit băieții deștepți care au cumpărat dreptul litigios. Adică intrau pe fir, cumpărau pe nimic de la persoana respectivă. După care se judecă într-o săptămână. Cum vă explicați asta? Culoare. Culoare sau culoare? Culoare. Am înțeles. Eu cred Culori pentru culoare. Da, să vă dau un exemplu. Săptămâna trecută, acum două săptămâni, a venit un domn aici în redacție, un domn care a lucrat toată viața lui pe tir. Și domnule, zice, am lucrat toată viața mea pe tir. Uitați, n-am avut timp să mă ocup eu de toate astea, m-am dus să-mi fac un fel de succesiune, probabil, la care. Și când m-am dus la agentul care se ocupă cu așa ceva. Notarul și mi-a spus, domne, vezi că ai o problemă. Din acte rezultă că jumătate din casă nu e a ta. Și cum nu e a mea? Eu am... Nu, greșit, spune notarul. Jumătate din terenul de sub casă nu e al tău. Cum să nu fie al meu? Și s-a dus omul să vadă despre ce este vorba. Un băiat a făcut precum Hitler la dictatul de la Viena. Știți? A luat un pix, dar nu a luat un pix, a luat un fel de carioca cu vârful foarte lat și a dat pe hartă și omul ăsta s-a trezit cu jumătate din casă pe un act oficial, ăsta, topo, cum se cheamă? Cadastru. Da? Că jumătate din casă nu mai e a lui. Și s-a dus la ăla care a făcut. Acum am să vă spun ceva. Având mulți prieteni notari și știind cam ce se întâmplă în piață. Noi românii... Credeam că spuneți în piatra. Nu, în piață, pentru că problemele sunt aceleași, nu doar în piatra. Aceste ce spuneți dumneavoastră, consacrate în toată țara. Vreau să vă spun că mulți, noi nu avem cultura pentru documente și pentru igienizarea documentelor pe care le avem. E exact ca și cu sănătatea. Noi nu ne place să mergem pentru screening și monitorizare, și spune, aoleu, știi că a murit ăla după 20 de ani... Subit. A murit subit. Și de fapt ce aveau? Aveau un anevrism congenital.
Păi dacă tu o viață întreagă nu ți-ai verificat creierul ăla, dacă n-ai o modificare și tu ai din naștere, ai o problemă. Pentru asta există programele de screening. La fel și cu igienizarea documentelor. Sau, eu când am spus la 40 de ani când mi-am făcut testamentul, toată lumea a început să râdă, să mă ia în balon. Pentru că dacă nu ți igienizezi propria curte, documentele, statutul pe care îl ai în societate și apropo de ceea ce înseamnă proprietăți, nu o să vină nimeni să te verifice sau te trezești cineva profită de tine și o să te trezești că, Doamne ferește, mori și lași copiilor, de fapt îi lași altuia pământul și copiii moștenesc o problemă judiciară. Da? Eu cred că e și o chestie de educație. Pentru că domnul, sunt convins că a muncit, că a fost petir, dar pune așa cum a venit acum, ar trebui toți să fim atenți și să ne igienizăm, să ne verificăm documentele care atestă proprietatea noastră, statutul nostru în societate. Pentru că de aici, din indiferență, din neglijență, se nasc probleme majore. Probleme majore și chiar de sănătate, apropo de ce vă spuneam. Mi-aduc aminte că la început emisiunii v-am întrebat ce a făcut ultimele 3 luni. Nu, eu v-am spus ce am făcut în ultimii 5 ani. Nu, dar noi nu ne-am mai văzut de vreo 2 luni și ceva, 3, cam așa. Ne-am văzut în emisiune. În emisiune, evident. Nu, să nu creadă cineva că suntem certați. Ba nu, ne putem certa. Certați? Putem să ne certăm dacă să... vrem, dacă pentru binele public. Eu vreau public, doar să-mi definim statutul binele... că e imediat. Pentru binele societății putem să ne certăm. Așa că mai avem 7 minute. Deci ce se mai întâmplă în primăria Piatra Neamț? Tonul pe care mă întrebați, se întâmplă lucruri normale care ar trebui să se întâmple. Se întâmplă o igienizare? Se întâmplă o igienizare la ce? Că nu știu la ce vă referiți, că auzi. Nu, la oraș. Aveți prea mulți angajați, mai dați afară? Nu, niciodată. Nu. Eu vă spun că avem un deficit de vreo 50 de oameni, 25. Eu nu o să spun niciodată că sunt prea mulți oameni la primărie. Care sunt, de fapt, prioritățile primăriei? Să finalizeze proiectele europene, care unele sunt întârziate din motive subiective, care aparțin exclusiv de constructori. Să vă spun că, cred că pentru prima dată, unii dintre ei vor fi sancționați, cei care ne creează probleme. Vor primi chiar certificat negativ, ceea ce îi va împiedica pe mulți să mai participe la licitații, pentru că s-au învățat să câștige toate licitațiile. Păi cred că ar fi cazul să întâmple lucrul despre asta vorbim. Și apropo de igienizare. Nu o facem din răzbunare. Fiecare beneficiază de prezumția de nevinovăție și de încurajare și suport din partea primăriei, dar toate au o limită. Toate au o limită pentru că mie nu mi se pare normal ca autoritatea de stat să fie șantajată de niște băieți care au beneficiat totuși de multe lucrări. Unele executate bine, altele executate mai puțin bine, cu restanțe mari. Deci eu cred că avem nevoie de o autoritate care să ducă la îndeplinire niște proiecte care s-au promis și care grevează, pe la urmă, viața socială din Piatra Neamț. Cele 3 coridoare de mobilitate vor fi finalizate, unele cu întârziere de 1-2 luni, altele la termen. Ce să vă mai zic, în afară de culoare de mobilitate care reprezintă o prioritate, a doua prioritate reprezintă înființarea de noi parcări. Deja suntem cu inventarul la zi, cu toate terenurile care pot fi potențiale parcări. Deja suntem în fază de proiectare pentru unele. Puntea Ștrand, a 5-a licitație, fără finalizare, cred că astăzi va fi reziliat contractul, pentru că n-au fost în stare să facă și nu e vina primăriei. A fost o licitație. La licitație trebuie să respecti legea. Dacă el promite că o să învârtă munții, tu trebuie să-l crezi. Și vine cu declarații, pentru că n-a mai făcut nimeni un astfel de punte. Da, la licitațiile astea pierdute, primăria măcar are ținut garanția aceea de participare. Bineînțeles, să îți execută garanția de bună execuție. Eu vă propun să faceți vreo 10 licitații din astea și din garanție plătim prețul unei licitații, prețul lucrării. Din nou o lucrare, da. Numai că asta ar însemna să bulversăm, face peste 3 ani. Să facem peste 3-4 ani și să bulversăm întreaga activitate în Piatra Neamț. Deci, asta face primăria. Veneam dimineață pe Leonida, da?
Așa. E asfaltat, e pus stratul al doilea până aici. E pus deci, stratul de uzură. De stratul de uzură. Ultim. Probabil, dacă timpul va permite, în câteva zile se ajunge până... Până la sfârșitul săptămânii se termină asfaltarea dacă la Unida integral. Problema mare este pe alte tronsoane, acolo unde avem de schimbat țeava, știți bine. Acolo sunt probleme. Țeava de apă. Ba mai nou, aflăm de la tot felul de ciudați că podul de la spital era foarte bun, dar noi l-am stricat. Și toată noaptea minții. Există expertize, documente. Când întreb, domnule, dumneata, ești expert de unde știi? Nu, dar am auzit un expert. Da, vreau să mă întâlnesc și eu cu expertul ăla ca să mă convingă pe mine și să-mi aduc argumente tehnice. A, păi nu, nu, că mi-a spus mie cineva, că a vorbit la treabă. Așa se întâmplă lucrurile în Piatra Neamț. Nu, problema este aici cu podul, este o chestiune pe care eu recunosc că nu înțeleg și am și spus-o public. Avem modelul unui pod reparat care s-a dus jos. Podul de la Luțca, da? Noi nu reparăm nimic. Păi de asta zic, avem modelul. Atunci toată lumea a spus... Cel mai solicitat pod. Ascultați-mă un pic. Toată lumea a spus... Dom'le, a fost o prostie că se repara, nu s-a demolat și nu s-a făcut altul nou. Și acum? Acum, când vin experții, spun, dom'le, trebuie dat jos, pentru că îl puteți repara, dar ține 20 de ani. Absolut. E garantat 20 de ani. El are durata de viață expirat. Exact. Că n-a ruginit fierul beton dinăuntru. Acum, nu e bine, trebuia să rămână. Și da, primăria zice dărâmă. Dom'le, ia uitați-vă, podul de la... De aici, de la piață, dar, n-a fost dărâmat. Pentru că experții au zis că nu trebuie dărâmat. Da, pentru că experții au spus că el trebuie reabilitat. Deci, lucrurile astea sunt... Și o mare diferență între forma structurală a celui de la piață cu cel de la, exact. Cel de la spital. Dar e noaptea minții să vii fără argumente, să induce în rândul populației și panică până la urmă. Pentru că o să zică, domnule, să fie ca la Luțca. Podul ăsta n-a fost dărâmat pentru că am avut un precedent la Luțca. Pentru că eu nu mă iau după ce s-a întâmplat la Luțca când fac o expertiză. Mă iau după realitățile pe podul implicat. Haideți să o spunem, expertiza nu e de acum. Expertiza e de când s-a făcut proiectul. Este veche. Deci... Că, domnule, s-a circulat pe el. Da, e ok, s-a circulat pe el. Expertiza este din 2018 făcut. Prima expertiză. Nimeni nu s-a burzuluit atunci când s-a spus de ei, se va schimba, se va da. Ne-am dorit cu toții să facem lucrurile ca la carte. Aceste proiecte de mobilitate ne-au permis mai puțin canalizarea să facem integrat, ca să nu mai săpăm, să nu distrugem ceea ce plătim. Pentru că, știți bine, ani de zile se turna o stradă de asfalt, cum s-a și întâmplat, că zona de la regiment... pe general Dăscălescu, e praf. Dar de ce? Pentru că s-a pus un strat subțire care s-a distrus și iată care au fost rezultate. Acum vin și spun unii, de ce n-ați făcut și canalizarea? Păi pentru că într-un mod aberant, partea de alimentare și de canalizare este la o societate care aparține Consiliului Județean. Un Consiliu Județean care a fost ostil și care a încercat non-stop să ne pună piedici pentru realizarea celor trei culoare. Pentru că ajungem la ceea ce am vorbit noi. Totul este politizat, se plătesc polițe politice, pe care le plătesc de fapt cetățenii, pentru a arăta că unul e mai rău ca celălalt. Și mai vorbim și de o prietenire politică, sau cum să-i zic, că nu-mi vine. Alianță. Alianță, așa parcă. Alianță. O să mă duc la Dex să văd exact care este sensul unei alianțe. Acum alianțele sunt de mai multe feluri. Da? Deci eu știu că noi în România și deși în Piatra Neamț avem o alianță politică care funcționează. Și modelul de funcționare a alianței politice este cel mai adecvat reprezentat la primăria Piatra Neamț, nu? PSD-ul împreună cu PNL-ul sunt pe proiecte... Vreau să vă spun ceva. Până la urmă nici nu contează cine cu cine. Pentru că și în PSD sunt oameni de valoare, și în PNL, și în toate partidele există oameni de valoare și există și oameni care
s-au consacrat prin acțiuni politice și care au încercat să parvină social prin poziția politică. Și n-aș vrea să fac acum nominalizări. Pe unul l-am nominalizat de ne-am săturat noi la bare, nu la bari. Deci nu... Dacă ați ști, dacă am venit în fiecare zi de la primărie să vă arătăm câte piedici ne sunt puse, câte reclamații la ISC, absolut gratuit. Adică gândiți-vă că avem jurnaliști care au reclamat inclusiv la Ministerul Fondurilor situații aberante, apropo de podul de la spital. Adică de ce vor ei să oprească lucrările? Doar din ambiții de imagine sau ambiții politice sau din ambiții financiare, pentru că lucrurile nu se întâmplă și fără o plată. Nu e nimic gratuit. Da? Eu îi fericit pe ziua. Eu sunt foarte implicat, adică nu am nicio problemă până la urmă în viața societății. Avem o problemă, pentru că cred că vom aborda altfel lucrurile de acum și toate aceste lucruri vor fi făcute publice. Ba mai mult, vom merge și în instanță. Ca să hotărască instanța cum poți sabota niște investiții pentru un oraș. Pentru că sunt mulți nemulțumiți. Ok, eu înțeleg disconfortul. E firesc, toată lumea e nervoasă, toată lumea e agitată, toată lumea e stresată, dar vrem sau nu vrem să avem un oraș civilizat? Vrem sau nu vrem? Dacă vrem, asta e formula. Asta este formula pe care ne-a permis-o o finanțare pe fonduri europene. Dacă vrem să o facem cum vrem noi, e foarte greu pentru că nu avem bani, pentru că primăria nu are buget. Bugetul este foarte slab, este foarte mic și el, cât a fost el acolo, a fost folosit doar pentru investiții. Deci este prima dată când un primar, după 30 de ani, bagă toți banii în investiții. Și desigur și în activități social-culturale, pentru că astea sunt obligatorii, adică nu există o comunitate fără activități social-culturale, educaționale. Asta e. Dacă vrem să fim civilizați. Adică unii ne întreabă că de ce dăm premii la elevii premiați, că au fost premiați nu știu unde. Alții ne întreabă de ce se organizează evenimente, spectacole în oraș. Pentru că oamenii au nevoie și de asta. Au nevoie de hrană spirituală. Nu au nevoie doar de drumuri, nu au nevoie doar de salarii foarte mari. Pentru că degeaba are salarii foarte mari dacă nu are ce să achiziționeze în interesul dezvoltării personale. A, au fost câteva activități chiar interesante și în care a fost foarte multă lume. A participat multă lume și s-a văzut că fără costuri extrem de mari se pot organiza asemenea activități. Absolut. Chiar dumneavoastră ați prezentat câteva imagini foarte drăguțe cu cei care dansau. Parcă. Da, absolut, absolut. Și câtă lume era strânsă. Exact, de asta am și dat deci imagini. Deci avem nevoie și de astfel de iar imagine. Pista aceea, nici nu știu cum se cheamă pentru trotinete, a fost deliciu pentru... Nu e pentru trotinete, e biciclete. Și pentru trotinete și biciclete. Biciclete. Mă special pentru biciclete. Mă rog, da, era ocupată de trotinetiști mici. O să vă zic în engleză, pump track. Pump track, da. Nu știu să vă spun în limba română, că eu nu știu cum se traduce. Dar e o pistă care va sta, ea va fi montată de acolo, va fi montată pe malul Bistriței, acolo unde da. Sunt parcările ilegale, care nu parcări. Zona de depozitare. Ca cei care se duc acolo să uite la Puntea Strand. Vedeți ce cărcotași sunt? Sunteți cărcotași, aș putea să vă răspund, dar vreau să rămână lumea cu impresia că suntem prieteni chiar dacă nu suntem. Deci, atunci încheiem misiunea aici și spun, a fost Liviu Arbuz un prieten al mesagerului. Poate unicul. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă doresc cele bune, oameni buni. Asta a fost o emisiune astăzi mai destinsă, mai așa... Să ne dăm noi rotunzi mai intelectual. Nu, v-ați dat dumneavoastră rotunzi și intelectual, pentru că aveți și de ce aniversați 12 ani de mesager, încă o dată vă spun la mulți ani. Ne oprim aici, că dacă nu, cine știe ce mai iese. La revedere, numai bine!